După mai mulți ani în care accesul la autostradă pentru Deveni a fost un cartof fierbinte și doar un vis greu de îndeplinit, Consiliul Județean Hunedoara a aprobat vineri un proiect vital pentru infrastructura de transport rutier, care cel mai probabil va aduce beneficii pe termen lung hunedorenilor și întregului județ. Președintele CJ, Laurențiu Nistor, a declarat că va fi încheiat un acord de parteneriat cu Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere în vederea realizării obiectivului de investiții Transregio Hunedoara Duhalm, autostrada A1. Potrivit președintelui Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, în prima etapă va fi elaborat studiul de fezabilitate pentru ca apoi să fie realizate fazele de proiectare și execuție a descărcării directe de pe autostradă la Deva. Nistor nu a avansat în niciun termen final pentru realizarea acestei investiții de amploare, dar a precizat că este un proiect de care vor beneficia toți locuitorii județului Hunedoara, mai ales cei din municipiile Hunedoara și Deva. Ceea ce este foarte clar că, așa cum am aprobat astăzi în Consiliul Județean, un parteneriat între noi și Compania Națională de Autostrăzi, parteneriat prin care să facem studiu de fezabilitate și să construim Consiliul Județean cu bani de la GNAIR, de la Minister, să construim acel nod de intrare pe autostradă la Deva, adică perpendicular cu drumul care vine de la Hunedoara. Este un lucru extraordinar de bun pentru toți hunedoreni, pentru toți cetățenii și nu numai pentru cei care tranzitează județul Hunedoara, fiindcă trebuie să recunoaștem. Deva, municipiul Deva, până acum nu are un nod de intrare sau ieșire de pe autostradă. Nu vreau să dau vina pe cei care au fost. Vreau să vă spun că Șoimușu are nod de intrare, ieșire pe autostradă și asta spune mult că eram primar pe vremea când s-a făcut. De la darea în folosință autostrăzii, descărcarea directă spre Deva a fost subiect permanent de discuție în toate campaniile electorale. A fost o chestiune mult trâmbițată de președinții care au condus Consiliul Județean Hunedoara, dar și o problemă pe care toate partidele o dădeau ca rezolvată. Iată că acum s-a reușit realizarea colaborării cu Compania Națională de Autostrăzi, iar proiectul poate demara.